Mi-am propus astăzi să vă împărtășesc una din descoperirile pe care le-am făcut ca sociolog și ca lujan. Orașul ne leagă în foarte multe feluri, unii de alții, însă poate ce nu este evident este că lucrurile injuste sau nedrepte care se întâmplă unora tind să se întoarcă în diferite feluri ca și costuri asupra noastră. Ca sociolog și locuitor al orașului Cluj de mult timp, mi-a făcut mare plăcere să descoper orașul și misterele sale ca o formă de destine interconectate, sau să o pun altfel, într-o metaforă contabilă. Facturile pe care le plătim ca locuitori al unui oraș tind să fie uneori încărcate cu tipuri de costuri care nu sunt ale noastre, însă, dacă avem suficientă răbdare, putem să descoperim sursa acestora. Vă propun astăzi să vă arăt, să descoperim împreună modul în care funcționează Clujul imobiliar, să pornim de la niște exemple și la sfârșit să propun și să ne gândim împreună la niște soluții. Domnul Ioșca este portar la Universitatea Babeș-Bolyai, unde lucrez și eu. Are 55 de ani, lucrează 24 de ore plus 48 libere, are salariu minim pe economie, ceea ce nu-i ajunge familiei sale. Locuiește în Florești, unde are de altfel o gospodărie, 10 vaci, 5 hectare de teren. Acolo lucrează cele două zile libere pe care le are ca portar. Fica sa mai mare are studii universitare și are un serviciu de cutia țăranului prin care te poți înscrie pe internet și primești acasă legume proaspete de bună calitate, partea unui circuit alimentar scurt. În aceeași clădire a universității lucrează David, e informatician, e căsătorit și acum 7 ani s-a mutat și el în Florești, în aceeași localitate. E căsătorit cu un alt informatician, cu o altă informaticiană care lucrează în sectorul privat. Fiind la început de carieră, acum 7 ani, și-au propus, având în vedere că se imaginau părinți, să-și cumpere o casă pentru viitorii copii. Au găsit în Florești o casă cu 5 camere pe 2 nivele. A costat 60.000 de euro, ceea ce ar fi reprezentat pentru, la același preț, și-ar fi putut permite în Cluj un apartament cu 2 camere. În acest moment lucrează amândoi în centrul orașului Cluj și își aduc copiii la grădinița Universității Babeș-Bolyai. Chiar și acum, după 7 ani de la începerea carierei, să-și cumpere o casă în Cluj ar fi extrem de dificil, pentru că o casă de mărime similară sau calitate similară ar fi cel puțin 200.000 de euro. Dar ei nu sunt singurii oameni care au acest tip de pendulare zilnică. De fapt, fac parte din cei 45.000 de oameni din județul Cluj care schimbă zilnic orașul, localitatea, pentru a merge la servici, și din cei 30.000 de locuitori care gravitează în jurul Clujului, dar locuiesc în afara Clujului. Mai exact, dacă ar fi să punem aceste cifre în altă formă fracțională, mai intuitivă, unul din 5 angajați din Cluj fac naveta în acest moment ca să ajungă la serviciu. Iar asta are consecințe. Una dintre consecințe este traficul infernal din ultima perioadă din orașul Cluj. În fiecare zi, din Florești, din Mănășturi, avem 13.000 de mașini care intră zilnic. Din partea de est a orașului, din Apahida, avem 8.000 de mașini care intră zilnic. De obicei, mamele sunt cele care rămân în aceste spații suburbane, deseori cartiere dormitor, neinteresante, și pentru că ele își iau de cele mai multe ori concediu parental, stau în aceste spații între 1 și 6 ani în funcție de numărul de copii. Tați frustrați în trafic, mame frustrate de plictiseală. Prețul apartamentelor în Cluj a crescut extrem de mult din cauza două procese interconectate.
Primul este legat de Transilvania însăși. Transilvania în ultimii 10 ani este una din regiunile cu cea mai mare creștere economică din întreaga Românie. Lucrul acesta se datorează în mare parte tipurilor de investiții care le-a avut, în mod particular o relocare a sectorului industrial mai nou în sectoarele din Transilvania. Industria din Europa ajunge să fie făcută în Transilvania. Asta e pentru că aici găsești forță de muncă ieftină, de asemenea găsești forță de muncă calificată, industrial și disciplinată. Însă acest lucru produce paralel și un alt strat de muncitori. Acești muncitori sunt muncitorii specialiști, hipercalificați, care primesc un salariu mare în aceste noi facilități de producție, outsource, care intră în logica de outsource. Iar asta creează deseori un surplus care e economisit. Și economisirea aceasta poate să meargă în deschiderea unor noi afaceri, însă prețurile de intrare pe piață devin tot mai mari. Se pot duce în sectorul bancar, însă dobânzile bancare în ultima perioadă sunt la un minim istoric. Și cealaltă decizie rațională este să investești banii în imobiliare. În Cluj, în paralel, ceea ce se întâmplă e că orașul s-a transformat foarte mult, însă tot în aceeași cheie a outsourcing-ului. Destinul Clujului e puternic legat de al Transilvaniei. Pe lângă software, a doua ramură economică care are un boom incredibil raportat la media națională în Cluj este sectorul de consultanță în inginerie. Și logica generală, atât a Transilvaniei cât și a Clujului, este aceea de a produce bunuri intermediare. Bunuri pe care le folosești în construcția de sau producerea altor tipuri de bunuri. În mod particular, așa cum Transilvania are parte de industrie, și Clujul are, de exemplu, Fujicura, Ekerleu, care produc bunuri intermediare, însă există și sectorul de servicii de outsourcing care și el produce bunuri intermediare. În mod particular, avem sectorul de cunoaștere, de externalizare de procese de cunoaștere, unde intră și software-ul, KPO, externalizare de procese de afaceri, BPO, și centrele de servicii partajate, SSC-urile. Ce e special legat de acest tip de organizare, să dau un exemplu, sectorul de IT, din ce produce, 75% este outsourcing dedicat multinaționalelor în Cluj. Însă produce două tipuri de straturi de angajați. Primul strat este unul pe care îl plătești mai puțin și care până la sfârșitul anului face obiectul statisticilor de cei care pleacă din firmă. Ei sunt teribil de mobili organizațional. Celălalt strat destul de bine plătit face obiectul headhunting-ului și proceselor de retenție ale departamentelor de HR. Efectul însă e că acest strat bine plătit este cel care se califică deseori pentru credite imobiliare, credite care, prin care poți să-și cumpere apartamente în Cluj. Cele două procese împreună creează piața imobiliară din Cluj. În ce sens? Pe de o parte, angajații locali creează un strat sau țin piața destul de sus, în timp ce specialiștii din Transilvania cu excesul de capital reușesc să capitalizeze foarte bine investind în piața imobiliară cea mai mare din Cluj, tocmai datorită angajaților locali. Per total, ceea ce se produce, Clujul are o dinamică de creștere imobiliară foarte mare, creând exact zonele de speculă imobiliară. Dar pe lângă această cerere și economia cererii, care are această logică, mai există încă o economie a ofertei. Această economie a ofertei vine din modul în care funcționează cea mai mare rețea de afaceri din Cluj. În mod particular, banii pe care îi faci din IT sau vânzări de mașini, dar și din sectorul de servicii, sunt luați și duși mai departe în sectorul imobiliar, respectiv aceleași persoane care dețin aceste tipuri de firme, își maximizează profitul cum e normal, investind în sectorul industrial. De aici, ceea ce fac este că iau partea de producție și o duc în afara orașului, în județ, județul a crescut cu 10.000 de joburi industriale, sau la marginea orașului, în timp ce pe fostele spații industriale le vând mai departe, prin propriile agenții imobiliare pe care le dețin ei sau partenerii de afaceri,
Firmele de construcții care le dețin ei sau parteneri de afaceri le demolează și reconstruiesc biroul de afaceri, birouri dedicate serviciilor, unde, de exemplu, pot să fie firmele de IT, de obicei centrale, în timp ce în periferia orașului apar noile locuințe pe spațiile, fostele spații industriale. Asta este trendul din ultimii 5 ani. Efectul social e dublu. Primul efect este că Clujul filtrează extrem de puternic populația care locuiește în Cluj. Un exemplu, Mănășturi este cel mai mare cartier din Cluj, are peste 90.000 de oameni. În 92, unul din trei angajați din Mănășturi aveau studii medii și nu până în studii medii. În timp ce în acest moment unul din 10 oameni din Cluj, din Mănășturi, nu aveau studii superioare, în timp ce acum doar unul din trei. O mare parte din oamenii fără studii superioare au plecat din orașul Cluj. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că în sine joburile industriale s-au mutat și s-au construit noi spații logistice în marginea orașului. Însă, în același timp, în oraș, au venit foarte mulți specialiști care lucrează în sectorul de servicii. Avem undeva spre 50.000 de specialiști. Efectele spațiale sunt altele însă. Ce se întâmplă este că spațiile acestea ajung să fie supraconstruite spațiile noi de locuire ale noii populații de specialiști. Efectele de supraconstruire se întâmplă datorită următorului dinamici demografice. Pe de o parte, acești angajați tind să-și amână extrem de mult momentul de facere de copii, de fertilitate, și o parte dintre ei nu au copii proporțional comparat cu restul populației. Prin urmare, își cumpără apartamente cu mai puține camere și pentru că ele sunt foarte scumpe și în același timp cei care au copii tind să se mute la marginea orașului. Spațiile ajung să nu mai aibă spații verzi, aproape deloc noile spații construite, tocmai pentru că supraconstruirea aduce un profit economic extrem de important. Unul din cele mai interesante spații din Cluj, care ne poate spune o poveste în ce fel putem sparge acest ciclu, modul în care nu mai putem continua acest tip de dinamică imobiliară, este Parcul Central, unul din cele mai interesante locuri în acest sens. Ce are interesant Parcul Central? În primul rând, are copaci maturi, are alei bine făcute, are foarte multe clădiri cu funcții multiple în aceste spații și inclusiv ai un foișor pentru nunți, în care se celebrează nunți, și la sfârșitul săptămânii este extrem de popular. Există spații de sport, cafenele în acest loc și la marginea lui. Ce anume e incredibil la acest loc e că nu-l putem regăsi în alte locuri din Cluj și nici în afara Clujului. Și atunci când se construiesc spații precum parcul sportiv Gheorgheni ajunge să fie suprapopulat. De fapt, nu prea avem nimic similar în Cluj, pentru că nu avem spații de o complexitate funcțională atât de mare. Și asta se întâmplă pentru că este extrem de greu să texturezi urban un oraș, pentru că dacă piața este cea care face acest lucru, foarte puțini investitori vor dori să renunțe la o parte semnificativă de profit, cum e firesc să nu faci. De aceea, doar prin soluții publice și un stat puternic se ajunge ca aceste tipuri de investiții să fie stimulate fie prin parteneriate public-privat, fie prin investiții directe ale statului. Ce putem face? În primul rând, problema mare a orașului Cluj este că succesul său în a crește tinde să creeze exact aceste tipuri de dinamici, sociale și spațiale. Însă, costurile sunt extrem de mari. Plătim aceste costuri atunci când stăm în mașină, în trafic, atunci când încercăm să ne cumpărăm un apartament nou, o chirie care este exorbitantă în oraș, sau o casă nouă, sau un apartament pe care să-l deținem în proprietate, sau ne plictisim în noile spații construite.
Una dintre primele soluții la care ne putem gândi este cea legată de o logică cooperativă. În acest moment putem regla mărimea orașului, însă există dinamici naționale care stimulează continuu ca orașele să intre în competiție pentru finanțare la nivel național. Însă orașul Cluj poate să aibă o strategie proactivă în a încerca să gestioneze acest lucru prin rețele cooperative. Modul în care ar putea face, și unele firme deja fac acest lucru, au sediu corporat în Cluj și fac investiții în puncte de lucru în afara orașului, de exemplu în Sibiu, Brașov și Timișoara, pentru a găsi mai multă forță de muncă, inclusiv în sectorul de IT. O altă strategie este un oraș policentric. O mare parte din birourile de servicii în care lucrăm se bazează pe infrastructura orașului și a centrului, pe cafenele, restaurante, grădinițe, școli, promenade centrale sau pe alte tipuri de funcțiuni care nu sunt zilnice, dar la fel de importante, precum spectacole, teatru, operă, festivaluri centrale. Ciudățenia acestor tipuri de funcțiuni este că funcționează bine în aglomerație. Floreștiul va deveni interesant atunci când va avea un parc central cu acest tip de aglomerări, cu cafenele, baruri, festivaluri. O altă funcție, un alt mod de a face acest lucru e atunci când vom reuși să negociem interesele contradictorii altfel decât prin intermediul pieței, care este un instrument instituțional care ajută la negociere atunci când e vorba de profit și de cointeresare. Însă există unele contexte, precum spații în care nu dorești să construiești parcuri, care nu se pot face decât prin investiții publice sau prin forme de zonificare extrem de puternice, iar acest lucru se poate întâmpla prin intermediul unui birou în jurul arhitectului șef al primăriei. Modul în care poate funcționa astfel de birou e fie printr-o organizație independentă, deținută de către stat, sau prin forme de licitație, așa cum a început de la caz la caz a puzurilor în mănășturi. Ce se întâmplă este că, în acest moment, planuri urbanistice zonale, modul în care reglementăm o zonă din oraș, este privatizată către cei care investesc în aceste spații, iar ei, evident, ca investitor vei dori să supraconstruiești pentru a obține un profit mai mare. O altă soluție este ca cel puțin unul din 5 spații nou construite, fie locuințe, fie spații propriu-zise, să se intre într-o altă logică a prețurilor decât a valorificării directe pe piață. Adică, în alt termen, cam 20% din locuințele noi construite ar trebui să intre într-o formă de valorificare publică, fie prin locuințe sociale, fie prin prețuri reglementate la nivel median, la nivel regional. Riscul este că dacă nu facem acest lucru, să nu mai avem forță de muncă ieftină în Cluj, pentru că orașul devine mult prea scump. Și acum, un exemplu final prin care să strâng aceste puncte și să arăt modul în care suntem interconectați și sunt interconectate viețile noastre, e un exemplu perfect care pornește din Zalău, unde se fac țevi de înaltă calitate de foraj, însă pentru aceste țevi e nevoie de zăcământ. Iar zăcământul, în mod particular fier, nu se prea mai exploatează în România, iar importul e extrem de scump. De aceea, topitoria de la Călăraș folosește foarte mult fier reciclat. Clujul este un oraș care reciclează de 15 ori mai mult în tonaj decât oricare alt oraș din România, cu excepția Bucureștiului, care e mai mare. Iar asta se întâmplă pentru că există o comunitate dedicată acestui lucru, Patarâtul. În același timp, această firmă multinațională deține și un centru de service, Shared Center, SSC, în Cluj, care deservește Europa. Un oraș just este un oraș care înțelege modul în care suntem interconectați la nivel subteran economic și suntem interconectați în lanțurile de valoare și va deveni just doar când toți angajați în acest lanț de valoare vor avea demnitate, o calitate a vieții bună
și în același timp dreptul de a locui în oraș. Adică am putea să construim chiar un oraș interesant, ceea ce vă invit să facem împreună. Mulțumesc!